plin de igrasie, mizerie și infestat de șobolani. Așa descrie deputatul Emanuel Ungureanu locul în care asistentele și infirmierele de la maternitatea Botoșani se pregătesc zilnic de lucru. E vorba de vestiarul unității spitalicești, aflat la subsolul clădirii și nereabilitat de câteva zeci de ani. Vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, Emanuel Ungureanu a făcut o vizită la maternitate, însoțit de inspecția sanitară. La conferința de presă de după oficialul s-a declarat oripilat de condițiile în care cadrele medicale medii se schimbă în uniforme pentru a îngriji apoi mamele și copiii internați pe secții. Am coborât acum câteva minute din salonul în care a fost omorâtă Alexandra Ivanov. Ea a stat în salonul 1 de la etajul 5. În acel salon nu există monitorizare video, nu există buton de panică. Deci pacienții sunt la mâna și la bunăvoința asistentelor și a medicilor, ceea ce nu este corect. Într-un spital normal, unde vrem să monitorizăm activitatea medicilor și asistentelor și a infirmierilor în mod obiectiv, managerul, Inspecția Sanitară de Stat, DSP-ul, Casa Județeană de Asigurări trebuie să aibă instrumente prin care să vadă dacă medicii și personalul medico-sanitar își fac treaba sau nu. Am făcut sesizare la Ministerul Sănătății pentru povestea pe care ați aflat-o acum cu ghetoul. Ghetoul știți, pentru că e de mult. Deci acolo sunt dulapuri cu care am venit de la maternitatea veche. Eu am făcut câteva luni acolo. Și am intrat în această maternitate în prima zi în care s-a deschis. Am fost tură de după amiază. Și primul copil care s-a născut în maternitatea Botoșani în 1983, eu l-am externat. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Botoșani ar fi fost informați de condițiile de la subsolul maternității. La nivelul instituției ar exista documente și constatări oficiale însoțite de recomandări înaintate echipei de conducere a spitalului de la vremea respectivă. În ultimii 20 de ani însă, în acel vestiar s-ar fi făcut doar niște reparații la câteva țevi. Noul manager de la Mavromati recunoaște că spațiul este impropriu și declară că va fi reabilitat cu fonduri neramursabile. Spitalul Județean are un spia, o secție cu medici epidemiologi care supraveghează și monitorizează activitatea în cadrul spitalului. Încă există hârtii, documente la nivelul DSP care sesizează problema asta. Da, și a fost aduse la cunoștință managerului din perioada respectivă. Deciziile și rezolvarea problemelor ținea doar de managementul spitalului în momentul respectiv. Reabilitarea vestiarelor este prinsă într-un proiect mai mare de reabilitare energetică a mai multor etaje de la maternitate. Procedura de atribuire a lucrărilor este în desfășurare.